Rezultatele examenului medico-legal arată că gimnasta Alexandra Huci a încetat din viață în urma unei hemoragii cerebrale. Directorul Institutului de Medicină Legală din Timișoara, Milan Dressler, cel care a efectuat autopsia, a declarat că nu s-au constatat existența unor urme de lovituri. Examenul medico-legal confirmă diagnosticul din clinică. Decesul s-a datorat unei hemoragii cerebrale care a avut o cauză patologică. Nu există nicio leziune la nivelul capului. Alexandra Huci suferea încă de la naștere de un anevrism, iar vasul de sânge a cedat, provocând o hemoragie la nivelul creierului. Înmormântarea va avea loc în 25 august la Roman.